Vreau să nu uit să mai pun ceva, am pus telefonul să mă uit cât e ceasul și să mai pun ceva, o zi nevastă, mai vezi că portofelul o stă în buzunar, nu stă prea bine, o zis că stă acolo, zice, cine știe câți bani ai în el, că așa de umflat să vede, zice, portofelul tău. De fapt, mi-am dat seama de un lucru, până n-am purtat portofelele astea, am fost mai pocăiți. Până n-am purtat portofelele, frate Dani, nu se aude în spate, mi-au zis frații din spate, m-au trimis că nu se aude microfonul meu în spate. Dă-mi un pic doar volumul. Până n-am purtat portofelele astea, am fost mai pocăiți un pic. După ce ne-am cumpărat portofele, am vrut și de alea mai mari și de piele. Și după aia nu ne-a plăcut că-s mari și goale. Și am căutat să punem ceva acolo când îl deschidem. Ați văzut pe câte unul când deschide portofelul așa? Vă spun de ce îl deschide așa. Că n-are bani. Dar unul care are bani, așa îl deschide când face colecta. Și am impresia că prea mult am purtat grijă la portofelele astea. Și nu-i bine. Să fie portofelul plin, să fie frigiderul plin, să fie fulul la tanștele plin. Asta parcă ne place nouă. Da, inima, frate, Domnul cunoaște, știe cum inima mea. O știi și tu, și o știu și eu, fiecare dintre noi. Oare n-ar fi momentul potrivit ca să ne batem, ca să ne fie inima plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Ce ziceți? Nu asta ar trebui să facem? Nu vi se pare că prea purtăm grijă de firea pământească? Știți ce se întâmplă când îi porți grijă la firea pământească? Îi trezești poftele. Asta faci. Bă, când vine catalogul ăla, ascultă-mă ce spun. Dacă vrei să ispitești o doamnă, o femeie, Doamne, trimite un catalog, zice, o soră. Am găsit ceva pe eBay, Kleinanzeige, am găsit ceva, ascultă-mă, ia verifică, poate să fie cu Scriptura în mână, poate să fie și la rugăciunea Tatăl nostru cu copiii, că imediat spune, stați că ne rugăm imediat și nu să mai rog în seara aia. Că în moment când te-ai băgat în catalog, în moment când te-ai băgat, ui ce fain e asta, zice, diavolul, ia de următoarea să vezi. Ia să vezi pe aia cum e mobila de bucătărie, ia să vezi pe aia cum e. Și uite tot așa, dai cu deștiu, da? Până te uiți mă la ceas și spui tu la Doamne că s-o ars blatul în cuptor. Bun, asta e din casa mea ca să nu se supere nimeni, mă înțelegeți? M-ați înțeles? Că așa vine vrăjmașul. Când poți grijă la firea pământească, îi trezești poftele. Bă, zice, l-am văzut pe fratele la... Am văzut pe fratele la, zice, la biserică, are un costum pe el așa la 4AC. Ați auzit? N-o care bărbat rezistă, numai să spună la bă, fii atent că la ofertă, e ieftin de numai. Nu, să se scape unul biserică, aici mă bărbat, bă, fratul, este o reducere undeva, costum, stofă, e jumătate prețul. Ba, e mai mult ce-ți face și discount dacă te duci până acolo. Vreau să vă spun că după masă nu dăm telefoane să ne întrebăm, bă, ce s-o predica la biserică. Bărbații iau telefonul și spune, bă, am auzit ceva, e adevărat ce ai spus? De unde ți-a dat tu costumul ăla? Mă, de eu de acolo? Tu n-ai că mă duc și eu săptămâna viitoare. Cam astea sunt lucrurile care se întâmplă. Mă, fraților, eu știu că unii sunteți tare pocăiți de nu zice nici măcar așa e, frate Ghiță. Eu știu că unii nu sunteți ca mine, că eu sunt din alt material făcut. Eu jumate sar și jumate român, deci nu sunt trec nici cum. Mă înțelegeți? Ca și fost tata în țas și mama româncă. Și poate ziceți că eu sunt așa cam în dungă. Dar așa se întâmplă în viața mea, vă spun sincer. Pentru că momentul, zice Biblia, că o nevastă, o femeie, când se mărită, ce face? Ziceți. Caută să-i placă la cine? Vedeți? N-ai putut să rămâi domnișoară. Ce bine era dacă rămâi domnișoară? Nu te mai dorea capul de nimică. Da? Acum e frică mare că Putin ăsta a zis că vrea să termine toată lumea, război mondial. Exact cum a fost frică mie în 2000, când ajung 2000 și așa mai departe. Nu pot să mă însor, nu pot să știu ce aia familie, știi, cu tare. Nu mi-a fost mie frică să gata lumea, că nu pot să mă însor. Acum e problemă cu Putin, că ăsta a zis că ucide pe toată lumea și tine sărați și intră în palpitații. Vă spun ceva, nu se întâmplă asta. Încă mai trebuie să mai suferim pe pământul ăsta, încă trebuie să ne mai vedem pruncii mântuiți,
Încă trebuie să mai vedem pe Duhul Sfânt lucrând în biserică. Încă mai sunt oameni de pocăit, de scoși din iad. Încă mai sunt. Și Dumnezeu ne mai dă vreme de har. Și cred că mi-a măritat și fata. Da? Ultima. Și cred că și dumneavoastră veți vedea lucrurile împlinite. Pentru că Dumnezeu, să știți că grăbește timpul. Că noi n-am înțeles asta. Că te uiți și spui, Doamne, e vineri are. Mă, și ți-e ciudă, nu? Că la unii nu-i ciudă. Zice, mă, luni, miercuri, vineri, zice, tu ai, Doamne. Și mă știu, Doamne, la ureche. Ghiță, pentru tine grăbesc timpul. Pentru tine îl împachetez. O să vreau să vin după tine, că mi-e dor de tine. Și noi spunem, bă, cum trece timpul ăsta. Și din ce spune, pentru voi fac toate astea. Comprim timpul și toate lucrurile ca să pot să vin să vă iau. Vreți să plecați de aici? Nu acum, stați în ce, nu acum. Nu acum, după masă. Vreți? Nu, așa-i. Mai vreți să stăm pe pământul ăsta? Închei chestia asta, dar de ce să mai stai pe pământul ăsta? De ce? Spuneți. N-ai pus de gipsul pe casă? Zice, ți-ai cumpărat un pământ și trebuie să te duci să vezi ce faci acolo? De ce să mai stai pe pământul ăsta? De ce să mai chinui? De ce să mai suferi? De ce să nu mergi acolo unde să zică Domnul? Uite, vreau să vă citesc o poezie referitor la război. Poezia asta mi-a spune marea decorare. Pentru că într-o zi războiul se termină. Eu am făcut armata și după mie, după câțiva, nu s-a mai făcut armata, că nu a fost obligatorie. Și oamenii, pe vreme de pace, au trecut în, mă rog, ăștia cum le spune, care rezervă, sau rezervist, sau cum le spune, da? Ei vreau să spun, un pocăit, timpul lui de pace pe pământul ăsta, never, că știu și engleză, never. În momentul când te-ai înrolat la oastea lui Hristos, îți spun ceva, până închizi ochii ai să lupți. Decorarea nu va fi aici. Decorarea va fi atunci când vei ajunge unei pace. Unei liniște pentru vecii vecilor. Acolo se va face decorarea. Marea decorare se va face. Și uitați că să nu trec peste poezia asta, o să vă citesc. Mi dragă de numai. Îmi place atât de mult poezia asta pe care Duhul Sfânt mi-a dat. Uitați cum spune. Se va încheia într-o zi războiul. Am să mă întorc acasă bucuros. O să mă aștepte tata, știu, în poartă. Și o să-mi spună, ești victorios. Se va încheia într-o zi războiul, căci orice început are sfârșit. Se va încheia pe veci orice ce luptă, iar libertatea vine negreșit. Se va încheia într-o zi războiul, căci ura, știu, pe veci va dispărea. Atunci când va fi marea decorare, când fiecare premuș va lua. Se va încheia într-o zi războiul și pace pentru veci de veci va fi, căci tatăl va striga, e gata, totul, iar fiul după noi el va veni. Se va încheia într-o zi războiul, dar cu regret nu toți vor fi luați. Să fie în cer la mare sărbătoare, ce dureros, degeaba au luptat! Se va încheia într-o zi războiul, căci lupta nu cu oamenii s-a dus, ci cu satana, duhurile rele, ce sunt pe aici și în văzduhuri sus. Se va încheia într-o zi războiul, iar temerile toate în veci s-au dus. Vom avea pace și vom sta la masă unde cu drag ne va servi Iisus. Se va încheia într-o zi războiul, dar nu e azi, mai luptă, nu ceda, încă e har, mai caută, salvează, ca toți cei dragi să-ți fie alăturea. Se va încheia într-o zi războiul, căci pe pământ tot timpul așa a fost, dar în curând se arată Salvatorul și vom fi duși și puși la adăpost. Se va încheia într-o zi războiul, iar sus în cer doar pace vom avea, dar fiți atenți, în slavă, lângă mire, vor fi ajunși nu toți, ci frații ce în război au fost alăturea. Asta este secretul. Nu toți ajung în cer, vă văd mai bine acum, ci în cer vor ajunge oamenii, frații care au luptat alăturea, nu împotriva unii altora. Trebuie să vă spun două lucruri să concentrez în dimineața asta. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10, te rog să... Frații mei, știți de ce să pierd bătăliile pentru noi creștini? Pentru că noi în momentul în care ieșim de sub puterea întunericului, noi trebuie să ne îmbrăcăm niște arme, niște lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne le pune la dispoziție. Și mi-a zis Duhul Sfânt în momentul când pregăteam mesajul ăsta, știți, nu e problema?
Și o să vă telegrafiez. Pune, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea, încetă să te întărești. În Domnul și, ziceți, puterea tăriei lui, de mai departe. Îmbrăcați-vă cu toată armătura, cu câtă? Eu când am plecat în armată, am plecat în misiune, n-aveam voie să ui nici baioneta, nici porhartul, nici masca de gază, trebuia să am tot echipamentul, dacă nu, era problemă. Un pocăit, automat, să aibă tot echipamentul pe el ca să fie biruitor în lupte. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor. De unde vine uneltirea diavolului? Când te uiți la inamic și spui că e în față, te uiți acolo și țintezi ținta, da? Pui pușca. Dar ascultați-mă, uneltirile vrăjmașilor, știți pe unde sunt? Pe acolo. Și prin casa ta și prin dormitorul tău și prin frigiderul tău. Peste tot, acolo. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericul acestui veac, împotriva durului răutății care stau unde? V-a deranjat de satana vreodată aici în biserică? Ați plecat nervoasă acasă, m-am recetat din cauza la prunci. Acolo, că nu știu cine l-a tras pe unul mai așa. Pe pruncul meu, Doamne, să-l tragă. Nu lasă că la Domnul eu smulz barba. Lasă că Domnul i-a dat și nu a fost problemă. L-a și fâna pe a tău. Doamne, parcă tău a fi nu știu ce e pruncul tău. Păi gen, cum să poartă așa? Păi să poartă cum să poartă și cu ei. Îmi pare rău, ce că dacă tu tine să poartă cu tău mai bine? De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți lupta așa? Veți fi, da, împotriva, în ziua când? Când e ziua rea, spuneți? Când e ziua rea? Și asta o să fie ziua rea, fraților. Da? Și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Dă mai departe. Că încheiem primul punct. Stați gata, dar având. Stați gata. Bă, fraților, stați gata. Gata. Și spun când ești gata. O să vezi imediat. Dar având mijlocul încins cu adevărul și o să două sunt oprește-te aici. Mulți pocăiți pierd bătărie din pricina pentru că nu sunt încins cu adevărul. Mințim. Mințim în acte, mințim la tribunal, mințim la PECO, mințim unde vreți dumneavoastră. Mințim în cifre, în litere, mințim unde vreți dumneavoastră. Mințim la Gesundheitsamt, mințim la Job Center, mințim la kilometri, mințim când ne facem forsicherul pentru asigurare, spui că faci 9.000 de kilometri și tu faci 19 pe lună, mințim. Vă spun, mințim din gheața apele. Sau vreți să vă mai spun altele? Mințim și-o zis Duhul Sfânt, nu poate să fie biruitor un om de felul ăsta. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. Hristos a venit om și el, o la chip de rob, a fost om și a venit să poate trăi frumos și corect și drept. Chiar dacă doare, adevărul trebuie să rămână în picioare. Oricât ar costa. Suntem târâți cu bisericile la meeting-uri și la altceva, știți de ce? Pentru că au mințit părinții. Pentru că au mințit că nu au bătut pruncii, că nu i-au molestat, că nu știu ce cu tare, ci suntem târâți și ne rușine câteodată. Eu v-am spus aici, și nu odată, de câteva ori v-am spus, nu vă bateți pruncii, aveți grijă cu ei. Că eu vă promit înaintea bisericii, dacă cineva dintre voi are probleme și dacă nu s-a văzut de treabă, să nu mă cheme la meeting, că nu sunt cu biserica la meeting. Vă spun 100%. Nu! Pentru că trebuie să înțelegem un singur lucru. Dumnezeu este adevărul. Și adevărul te face liber. Nu judecătorul te face liber. Îți spun cine te face liber. Hristos te face liber. Având, dar în mijlocul cinci cu adevărul. Aici, la capitolul ăsta, să știți că sunteți descoperiți. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, descoperiți. Zi mai departe. Având picioarele încălțate cu râna Evangheliei, care Evanghelie? Nu de aia cu cartușe. Ați văzut oameni care își fabrică mesaje să vină să lovească în biserică. Și spune, bă, ce cuvânt mi-a dat Domnul. De ce că plecat la casă supărat? Că i-am dat direct mesajul lui, l-am trimis și i-am fabricat. Știți, suflancul de alea când eram copii. De ce nu intră frați în bătării pentru demonizați? De ce nu intră păstorii? De ce nu intră prezbiterii în bătării pentru oameni care au nevoie de eliberare? Pentru că Domnul nu a zis, bă, duce-vă și puneți mâinile numai peste ea, penticostali și peste baptiști, că ei se vor vindeca. Auzi, peste toți oamenii, auzi. Peste toți oamenii. Aici, în față, în biserica asta. Să știți, la chemarea care o fac să vină, poate să vină și curvare, și prăpădiții, și cei care au fost în păcate, și cei demonizați, poate să vină aici. Pentru că aici este puterea lui Dumnezeu. Știți de ce nu se bagă frații în lupte și în bătării grele? Când îi spui, hai, roagă-te pentru cineva. Nu, 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 nu. Știi de ce? Pentru că e descoperit la un capitol în viața lui, ori n-are adevărul, ori n-are râna Evangheliei, ori n-are partoșa neprihănirii și nu poți să bați pe diavolul decât dacă ai echipamentul complet. Amin? Și foarte mulți oameni duc lipsă măcar la o armă. Nu poți să vii aici în față să te rogi pentru eliberare pentru nu știu cine,
când gura ta minte, când limba ta spune adevărul, când limba ta bârfește, când ochii tăi se uită la filme mizerabile. Nu poți să vii aici. N-ai cum. Că nu te lasă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu poți să te tizi mâine peste cineva, că ți se usucă mâinile, n-ai cum. Asta vreau să vă îndemn la primul punct, după care trecem la al doilea. Asta vreau să vă îndemn. Fraților, ascultați-mă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Armamentul, arsenalul, este în garderoba lui Dumnezeu. El a venit aici pe pământ și a spus, luați exemplu de la mine. Pe uliță mie nu mi s-au zis. Am fost cum am fost maltratat, am fost... Eu n-aș vrea să fac altceva decât să iubesc, decât să ridic, decât să mă duc până la capăt. Dar după planul pe care l-am avut de dus. Uitați-vă aici. Ăsta e planul pe care trebuie să-l aplici în viața ta. Mincinoșii n-au ce căuta în împărăția cerurilor. Clevetitorii, bârfitorii, n-au ce căuta în împărăția cerurilor. Cine nu se pocăiește de lucrurile astea, vă spun sincer, e bătut de diavolul. Și Dumnezeu să ne păzească pe toți. Aș vrea să văd bărbați aici când spunem pentru cine vin să ne rugăm pentru un suflet demonizat. Aș vrea să văd bărbații aici, 99%, sau aproape toți, că vin și spune, frate, eu mă bag. De ce? Pentru că știu ce viață am. Pentru că știu ce vorbesc. Pentru că știu ce privesc. Pentru că știu ce fac mâinile astea mele. Pentru că știu ce a pus Dumnezeu în mine. Și eu mă bag și în momentul când ești armat și ai toată armătura lui Dumnezeu, orice duh va fi călcat în picioare. Pentru că ucenicilor li s-a dat porunca și a spus, mereți, în numele meu, veți scoate dragi, veți face lucrurile astea și lucrurile astea, pentru că în numele meu, că în numele lui Dumnezeu peste viața ta și că tu trăiești într-o relaționare extraordinară cu Dumnezeu, în sinceritate și în adevăr, ascultă-mă bine, nu este munte prea înalt ca să nu-l miști tu, pentru că a zis Domnul, toate lucrurile sunt ale voastre, toate sunt cu putință celui ce crede. Duhul lui Dumnezeu să vină peste toți bărbații din locul ăsta și peste noi toți și peste toată biserica și să fim oameni echipați cu echipamentele pe care Dumnezeu ne le-a dat. Și să nu fim descoperiți la niciun capitol. Luca, capitolul 25, versetul 10. Luca 25, versetul 10. Știți întâmplarea asta foarte frumoasă. Azi dimineață, înainte de a pleca la biserică, am dat drumul un pic pe Facebook la băiatul meu, la Ruben, și exact vorbea din textul ăsta ceva, și așa parcă Duhul lui Dumnezeu mi-a pus Luca 25, versetul 10. Așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vă vorbesc câteva momente, câteva minute despre un lucru foarte important. Și am amintit ceva, am telegrafiat mai de dimineață. S-aude acolo la balcon, s-aude? Ok? Ok. Pregătesc un mesaj de seară pe biserică și vreau să vă spun. Încă o dată mesajul ăsta, să pun toată dragostea mea care o am față de biserică și față de voi. Eu v-am spus ceva și nu vreau să mă laud. Eu nu sunt biserica asta, biserica asta este mine. Și așa trebuie să fiți și voi. Biserica lui Hristos să fie în viața voastră, în voi. Pregătesc chiar un mesaj, știți de ce? Pentru că suntem prea mulți gata să lovim. Luca 25, capitolul... Scuză-mă, stai așa. Stai un pic, Luca 10 cu 25, scuză-mă, am întors un pic lucrurile. Am vorbit ca în germană acum, n-ai înțeles tu, vezi? Că în germană se vorbește invers. Da, mă înțelegeți? Deci, învățătura, dă-te rog frumos, hai să trecem repede la, de la capitolul, la, verset, da, la versetul 10. Iisus a zis, ce este scris în lege și cum citește neam? Stați un pic, pildă samariteanului. Lasă-mă un pic de rulează. Nu, stai frumos. De la 31, versetul 31, te rog frumos să dai. 31. Fiți atenți, ascultați-mă. Știți povestea asta foarte bine când trece preotul și trece levitul. Unul avea partitură, unul avea grijă de a lui, unul avea schița de predică, trebuia neapărat ca să o ducă la biserică, că dacă nu e purtată de acasă până la biserică e problema, și el avea grijă asta, tot repeta pe drum, Luca 10 cu 25, 25 cu 10. Ălalalt spunea, bă, ce să cânt? Un dor mai am și eu sau ori de-aș avea o limbă mie? Și frate, zic, Doamne ferește, da? Ce să cânt, ce să fac? Și l-a văzut pe la căzut în cale. Nu a avut treabă niciunul, să se oprească lângă el, să-l vadă ce se întâmplă. Că eu v-am spus dumneavoastră, motoul la biserica asta. Prietenul adevărat iubește oricând și în nerocire ce face. Ajunge ca un frate, da? Știți care e prima poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta și pe aproapele tău? Știți că avem sigla aia la biserică, pâinea ruptă în două. Asta înseamnă
Și vă spuneam odată când a venit samariteanul că preotul a trecut pe alături, că nu l-a interesat, levitul a trecut pe alături că avea de cântat, niciun fel de problemă, dar a venit samariteanul. Și samariteanul s-a uitat de la distanță și am zis, eu mă așa am văzut prin Duhă și-o pus mâini la ochi și-o zis, bă, ăla eu-s. Și în momentul când ești tu și te pui în situație, n-ai cum să treci indiferent pe lângă tine, să nu te oprești și să rezolvi problemele. Dar știți unde-i secretul? Este în versetul 30 și, dă mai departe, 32, dă frumos, un levită cea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături, dă 33, dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el. A venit în locul unde era el. L-a observat și a spus, bă, trebuie să mă duc la el. Pentru că foarte multe lucruri le facem așa prin clicuri și de la distanță. Da, exact cum au venit românii în vamă la Ucraina. Au venit ca să se primească, s-au dus la ei, pentru că lucrurile de aici încolo se schimbă. Deci în momentul când te duci înspre cineva, uitați ce spune și versetul 34, și când l-a văzut, că trebuie să-l vezi, că trebuie să te uiți la el, trebuie să studiezi, trebuie să-l întorci și pe o parte și pe alta, trebuie să-l asculți, să-ți faci timp de el. Când s-a apropiat de el și i-a legat rănile, l-a văzut, s-a dus aproape de el, l-a cercetat, l-a întors pe o parte și pe alta și a zis, bă, ia să văd, mai suflă ăsta, nu mai suflă. Prea stăm la distanță unii de alții. Prea multe SMS-uri. Prea multe bilete trimitem, prea multe. Când Dumnezeu vrea să te apropii de aproapele tău, când Dumnezeu vrea să te duci lângă El, când Hristos a venit, să știți, lângă femeia cu probleme care le-a avut și lângă oricare, s-a dus aproape de ea și a vorbit cu ea și a zis, femeie, nimeni nu te-o sândit, nu, uite, ridică-te și du-te că nici nu te-o sândesc. A venit aproape de om, pentru că e foarte important să fii aproape de fratele tău, e foarte important să-i simți suflarea lui, e foarte important să-i auzi durerea din gura lui, nu din gura lui alții. Că sunt prea multe lucruri care le denaturăm și mesajele care ni le dăm. Bă, ai auzit de problema lui fratele ăla. Și în loc să te intereseze, să te duci, să-i dai telefonul, să spui, uite, vreau să vin lângă tine. Că știi ce se întâmplă? În momentul când te duci lângă el, în momentul când el îți explică cum stau lucrurile, știi ceva? O să vii cu lacrimi în ochi acasă. Asta se întâmplă. Sunt foarte multe lucruri pe care de la distanță noi le judecăm și le analizăm, da? Foarte multe comitete. Bă, hai să vedem la comitet ce discutăm. Bă, discutăm problema lui ăla, dar unde e ăla? Păi nu e aici. Bă, știi ce, eu nu știu cum poate să fie aia, cum poate să fie ăla, cum poate să fie aia altă. Și în momentul când ai chema-o lângă tine, sau ai chema-o lângă tine și ai spune să spună durerea ei, cum e a ei, o naturală, originală, în momentul ăla să umple fața de rușine de multe ori, pentru că de multe ori ne place să dăm verdicte și de multe ori ne place să judecăm și de multe ori ne place să acuzăm în momentul în care persoana care în cauză, să știți că nici măcar nu este atrasă înspre tine ca să poți să-i ascunzi durerea și suferința. Aici e un lucru foarte grav. Și aș vrea noi ca și copiii lui Dumnezeu să avem foarte mare grijă la asta. Două mâini pe WhatsApp, fratele, am o durere. Dar mă, dar de ce nu ți-ar place să te duci tu la femeia asta acasă? Dar ce nu ți-ar place să-ți faci o întâlnire cu bărbatul ăsta? Dar ce nu-ți place ca să-l chem pe tânărul ăsta să-l iei lângă tine? Să-l pui să-l iei pe după cap și să spui, nu, uite, hai, uite, am auzit eu niște lucruri de tine. Te rog, hai, spune-mi din gura ta să aud care-i problema și durerea ta și îți dai seama că 90% din toate prostiile și bagzăcunile pe care le-ai auzit, îți dai seama că-s numai minciuni și numai lucruri care denaturează adevărul. Pentru că cel care denaturează adevărul și strâmbă adevărul, știți cine? Diavolul, da? Și de multe ori unii dintre voi și dintre noi suferim pentru că nu vrem să ne ducem aproape de oameni, să le ascultăm durerea lor, să le ascultăm suferința lor. S-a apropiat de el, s-a uitat la el și numai că s-a apropiat, știți ce a făcut? A îngrijit de el. După ce a văzut că e greu, că dacă el îl lasă, s-ar putea să moară, nu numai că l-a pansat, a pus vin pe rana lui, l-a pus pe asin, derulează ca să vadă, frate, știu, l-a pus pe asinul lui și l-a dus la han, să știe în siguranță. Bă, cum să te bucuri când, nu știu, i-am făcut multe greșeli și de când Dumnezeu m-a așezat unde m-a așezat și pe mine. De-abia de acum înțeleg și eu pe oameni. Eram așa de superficial și parcă câteodată aveam sete să aud o poveste ca să pot să mă exprim, să spun, ah, ce, Doamne, așa se face, Doamne.
Da. Și Domnul mi-a zis, nu, Ghiță. Pentru că spunea la Dorotea un lucru azi dimineață. Și m-a spus și vouă, de aia enorm, v-am spus. Când s-a prezentat Domnul în fața ucenicilor. Și l-a zis, pace vouă, în dimineața învierii, după masă. Și l-a zis, cum o trimis pe mine Tatăl în lume, așa vă trimis și eu pe voi. Un trimis al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu. Întotdeauna va căuta să iubească. Întotdeauna va căuta să asculte. Întotdeauna va căuta să ridice. Întotdeauna va căuta să dea șansă celui de lângă el. Pentru că nu tu te ții pe tine, ascultă-mă. Pentru că dacă stai în picioare, nu-i meritul tău. Pentru că tu ești chemat să te apleci lângă cel căzut și nu ești tu cel căzut. Ascultă-mă bine, asta e îndurarea lui Dumnezeu. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Și mi-a zis, Domnul, să nu mai faci asta niciodată. Să nu te repezești să dai verdicte, să nu te repezești să execuți pe cineva, să nu te repezești să scoți pe cineva, să nu te repezești să pui pe cineva pe ultima bancă, să nu te repezești până nu te apropii de omul ăla. Până nu te apropii de persoana aia și ascuți povestea ei, nu altora. Pentru că poveștile stau altfel, fraților și doamnelor și domnilor și cine vreți voi. În momentul când ascuți din gura cuiva, vreau să vă spun, lucrurile stau altfel de multe ori. Sau aproape de fiecare dată. Domnul samariteanul a îngrijit de cel căzut. Știi ce înseamnă să îngrijești de un bătrân care la haim, cum spunem noi, sau la haim senior, sau cum îi zice? Știi ce înseamnă asta? Nu să te duci să-i duci un ceai. Aia nu e îngrijitoare. Trebuie luat în brațe, mă, frățor. Trebuie mutat de pe scaun, pe pat. Trebuie să schimbi, probabil, pașternutul. Trebuie să stai cu ei, să-l ascult povestea, să ascult durerea lui. Adică trebuie să dai cel mai bun din tine pentru a înțelege omul ăsta că-ți pasă de el. Înțelegeți? Uite, văd aici surori, doamne, să văd oameni care plâng în biserică. Eu știu de ce plâng acum. Pentru că ceea ce vorbesc, eu nu vorbesc de la mine. Nici n-am vrut să vă spun asta în dimineața asta. Dar la început, mai devreme, și m-am spus. De ce trebuie Dumnezeu totdeauna să te culce la pământ ca să înțelegi să te pleci lângă cel care e lovit și zdrobit? De ce oare? De ce oare să vină timpul ăsta când Dumnezeu să te zdrobească ca să-L înțelegi după aia pe cel zdrobit? De ce oare? Numai așa putem să învățăm. Eu n-am să mai fac astăzi. De azi încolo, eu, unul, Ghiță Wagner, eu n-am să mai fac, pentru că Duhul Sfânt mi-a interzis lucrul ăsta. Și mi-a zis, niciodată să nu dai verdicte înainte de a face ceea ce am făcut eu. Să te apropii de om, să-i ascunzi durerea și după care să cântărești lucrurile așa cum trebuie cântărite. E simplu. Du-te, soră, că ne rugăm pentru tine. Du-te, frate, că ne rugăm pentru tine. La anul și la mulți ani. Spune și Iacov, nu? Vine cineva la tine lipsit de bunuri, lipsit de lemne, lipsit de nu știu ce, frumos, trimite biletul în biserică, plânge. Noi, frate, ne rugăm pentru sora ca Domnul se poarte de grijă și tu cu portofelul gros. Da? Sau cu două, am văzut pe mulți cu două, am văzut așa sau. Cu două portofele. Și tu, du-te, soră, și încălzește-te că Domnul îți va purta de grijă. Ia du-te și stai o noapte cu ea acolo în frig, ia du-te și stai o noapte acolo cu ea să plângi, ia du-te și stai cu ea acolo și mute durerea ei pe umerii tăi și să vezi că nu-ți mai arde după aia de glume, că astea sunt glume care le facem noi pocăiți, că ne rugăm pentru nu știu cine și pentru nu știu ce. Ne rugăm pentru România, ne rugăm pentru Ucraina, ne rugăm pentru... Nu, Doamne, ia-ți un om. Ia-ți un om pe care vezi de biserică că e zdrobit și spune astăzi, vreau să mânc cu tine, să mă duc cu tine la chinez. Poate în viața ei nu a fost. Dar tu mergi în fiecare săptămână sau în fiecare lună de 3 ori. Ia să te duci să-l iei și să spui, stai aici lângă mine, să spui durerea ta. Uitați-vă bine între voi, uitați-vă bine între voi, că sunteți unii dintre voi care n-ați stat niciodată la masă să beți un suc împreună. Nu-i adevărat ce spun eu? Sunt unii dintre voi care nici vă știu apartamentele unde stați. Pentru că, de adevăr, sunteți mulți. Dar dacă m-aș organiza, poate altfel ar fi poate mult mai bine. Că așa mi-a zis Domnul. Și omul când vede că nu-ți pasă de el și nu-i dai un telefon măcar și nu te duci măcar o dată la ușa lui și ce spui, bă, deja mai spui ăsta că nu mă judecă și nu mă brâfește, că nu mă înțelege. Și într-adevăr, sunt foarte mulți care nu pot să înțeleagă că nu au fost zdrobiți niciodată. Că numai cel zdrobit îl înțelege pe cel zdrobit.
Numai cel rănit își va purta rănitul. Păi eu dacă am fost în groapă, certificatul meu de deces, diavolul l-a scris. Acum 26 de ani. Și mă scos Domnul de acolo. Păi crezi că eu mă joc cu oamenii care văd în derivă, cu oamenii care văd că sunt turtiți de lumea asta și de viața asta, că vin în biserică și chem aici în față. Vă credeți că vreau să mă puneți pe Facebook să vadă, frață, că iasă cineva în față? Păi credeți de-aia că dai mie la biserică? Să se filmeze și să vadă că când vadă ghiță chemare, vine cineva în față? Credeți că de-aia n-am putea să cântăm aici 10 cântare și să vină doi și să dea îndemnul să plecăm acasă? Dar ce folos să pleci acasă și dacă îți pleacă fratele Toranin din biserică, pleacă fratele sau sora sau prietenul tot obărât? Ce e biserică e aia, bă, oameni buni? Ce scăldătoare e aia? Aici e poarta cerurilor. Aici e poarta cerurilor, da? Și nu stă cu mâinile în șefuri, stă cu mâinile și țineam de lucrurile astea și suntem așa de distanțați de oameni. Cum să fii frate cu mine, mă, și tu n-ai mâncat odată cu mine la masă? Tu n-ai băut cu mine odată o cană de ceai? Cum să fii frate cu mine, mă? Cum să fii? Și ne strângem după aia la oaltă și ne strângem comitetul și spune, no, la o parte cu asta, la o parte cu asta, nu merită să cânte, nu, nu, Doamne. Aici, în biserica asta, cât mai stau eu, vă spun ceva, în numele Domnului Iisus Hristos, lucrurile nu se vor întâmpla așa. Când mă ține Domnul și pe mine aici? Pentru că am fost destul abandonat și călcat în picioare. Eu vreau ca Duhul Dumnezeu să ridice pe orice nenorocit. Duhul Dumnezeu să ridice pe orice om zdrobit. Duhul Dumnezeu să dea șansă oricui care vine în adunare. Că nimeni nu merită să stea aici cu microfonul ăsta care l-am primit și pe ăsta. Nimeni nu merită să stea aici și nici pe ultima bancă. Locul nostru știți unde era? Trebuia să fim afară de parte de fața lui Dumnezeu. Dar numai dragostea lui Dumnezeu ne-a dus lângă El. Numai dragostea lui Dumnezeu ne-a tras pe El și suntem în biserică. Să nu credeți că aia care nu s-a stăt aici mai rău ca voi. Să nu credeți că sora Simona sau nu știu care tot plânge. Nu știu ce Dumnezeu vrea să-și bată joc de ea. Nu, ascultați-mă. De multe ori nu ne uităm în stânga și în dreapta. Și o luăm ca levitul și ca preotul, că avem treabă, Doamne. Ia mai căscăm ochii și stânga și în dreapta, fraților, că sunt oameni care asta e bucuria cea mai mare. Știți care e bucuria cea mai mare pentru mine când încheiem acum? Știți care e? Hai să vă spun care e. N-am să uit niciodată. Când eram dincolo undeva într-o biserică și Duhul Dumnezeu m-a descoperit și m-am dus cu un frate la o familie cu mulți copii din Fiurt. Eram venit atunci și poate ați auzit întâmplarea asta mea. Eram venit atunci în Fiurt nu de multă vreme. Și l-am luat pe fratele ăsta că am rugat să mai vină cineva și nu vreau să vină cu noi. Au zis, tu ești tot cu săracii tăi, tu ești tot cu căzuță și loviță tăi. Păi da, mă, frate, că și eu ăștia au nevoie de cineva. Că nu a venit Domnul să moară pentru toți cei sănătoși. O venit pentru cei păcătoși, pentru cei care au nevoie de doctor. O venit slăvească-se numele Domnului. Și am luat pe fratele ăsta și m-am dus într-o familie. Că așa mi-a zis Domnul să mă duc în familia aia. N-am să o niciodată. Când am intrat cu niște plăți și ceva bănuți, am intrat în casă, s-a pus familia aia cu 12 copii, o venit un copil de vânoan lângă mine. Și când ne-a plecat pe genunchi, când l-am văzut cu mâinile ridicate, și când o strigat odată în lacrimi, Doamne, îți mulțumim că ai venit la noi în casă. Îți mulțumim, Doamne, că ai venit la noi în casă. N-aș știu ce se întâmplă în momentul ăla. Am lăsat plasele și am lăsat ceva bani și am plecat. N-am să uit în momentul când coboram prima scară și a doua, fratele a ieșit cu un copilaș în brațe și din ușă s-a uitat spre mine pe scări și a zis, frate Ghiță, vreau să spun ceva. Zice, ceva foarte adevărat. Dacă nu greșesc, spunea aia cincea zi de când copiii ăștia mei n-au mâncat pâine. Ia cincea zi de când stau în post și rugăciune ca să vină Domnul casa noastră să ne aducă pâine. Și azi vin Domnul casa noastră. Așa că vreți toți să-L vedeți pe Domnul că vine, Domnul Iisus să vină aici cu mâinile sparte să vă arate. Ascultă-mă, îți spun ceva, El a plecat. Tu poți să fii un om care să arăți că ești copilul lui Dumnezeu, că ești un fiu de Dumnezeu.
E rândul tău să duci Evanghelia asta mai departe. E rândul tău să te bați pentru un prieten, pentru nenorociți. E rândul tău că el a plecat la cer și o să vă trimit pe voi. Nu să executați pe nimeni. Nu să puneți pe nimeni deoparte pe ultima bancă. Pentru că toți trebuie să stați acolo. Vă trimit pe voi ca să ridicați, să vindecați, să ajutați, să eliberați. Vă trimit pe voi împuterniciți, trimiși lui Hristos, nu-s executori, nu-s buldozeriști, nu-s lopătari, nu-s apă gropi, trimiși lui Hristos să-ți plinde dragostea cerului. Mulțumesc, fii binecuvântat. Ăla-i trimisul lui Hristos. Ăla care că din cer, să știți că nu este altceva decât dragoste în cer, nu există altceva, nu există o ură, bârfă, dâcă, nimic. Ne ridicăm înainte, Domnule. Când ai fost ultima dată lângă cineva să ridici, să-l chem lângă tine, să spui două ceasuri, mi-a luat liber pentru tine. Când? Ridicați mâna, vă rog frumos, cei care ați făcut asta ieri, să vă luați un om pe care să îl ascultați o jumătate de ceas după care să vă rugați împreună. Nu știți ce vreau să vă spun eu? E Domnul aici și închei mesajul ăsta și închei gândurile pe care le-am avut, spunându-ți așa, chiar dacă oamenii nu au timp să te asculte, chiar dacă oamenii te-au condamnat, chiar dacă oamenii te-au dat la o parte, au zis Iisus Hristos, am deschis ușile la biserica asta pentru voi, pentru toți cei abandonați, pentru toți cei risipiți, pentru toți cei care vă, nu știu, vă chinuiți în durele și în poverile voastre, să vă spun. Eu când mă uit numai la simbolul ăsta, mă umplu așa de energie, pentru că știu că El o lua poverile mele asupra Lui. Și biserica asta este o biserică care vrea să ajute ca să ridice pe cei încovoiați să fiare. 8 ani de zile am fost încovoiați să fiare. 8 ani de zile. Am crezut că nu o să mai văd lumină niciodată. Și a venit El soarele neprihănirii și a apărut în calea mea. De atunci asta mă interesează, să văd oameni ridicați, eliberați și vindecați. Întreb acum la final, e cineva aici care ar vrea să fie atins de mâna Domnului și să fie ridicat, să fie eliberat? Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa e că ziua în care Dumnezeu a pregătit-o pentru voi dimineața asta. Pentru că umerii lui Hristos, îi simțiți că s-au plecat lângă voi. Dar facă Domnul ca toată biserica și noi toți care suntem membri în biserica frați adevărați, nu numai să purtăm numele ăsta de frați adevărați, chiar să și fim frați adevărați. Și un frate adevărat, să știți că întotdeauna ridică. Aș vrea să ne rugăm acum în final și să spunem, Doamne, aș vrea să mă ajut să pot să înțeleg care e menirea mea pe pământul ăsta. Să nu cumva să crezi că vin numai în Nuremberg sau în Straubing, acum am venit Straubing, că am stat și acolo, numai ca să-ți faci niște socoteli materiale. Dacă vei pleca, așa cum v-am spus, dacă vei pleca din Germania, mâine, și dacă îți vei face nota sau îți vei face calculele ce s-a întâmplat aici, și vei scrie acolo 3 oameni mântuiți prin umblarea mea și alergarea mea. 3 nenorociți salvați de la moarte prin ceea ce am făcut. Ascultă-mă! Pentru mine asta e cea mai mare bucurie. Să văd pe cineva care rămâne cu lacrimi în ochi și să spună, Domnul Ghiță sau frate Ghiță, Dumnezeu prin dumneatale mi-a vorbit și am înțeles că lui Iisus îi pasă de mine. Cine vrea că se întâmple asta în viața lui? Cine vrea? Atunci când se încheie misiunea în Nuremberg, că ți-o încheie oricum, vă spun 100%, măcar câțiva să spună, bă, prin omul ăla, Dumnezeu mi-a vorbit și m-am întors la Domnul. Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Și aș vrea să plecați capetele, pentru că vreau să mă rog, după care să încheiem cu rugăciunea extraordinar de frumoasă, Tatăl nostru. Te lăudăm și te slăvim. Îți mulțumim că Tu lucrezi înspre binele nostru. Și cu războiul, și cu încercarea, și cu durerea, n-ai vrut altceva să ne vezi decât, Doamne, că trebuie să facem ceea ce ai făcut Tu. Și adică, Doamne, să ridicăm, să îmbărbătăm și să putem să venim în ajutorul celor care au nevoie de noi. Aș vrea să ne dai calitatea asta în dimineața asta la fiecare. Să lăsăm judecățile, să lăsăm gloanțele, pentru că, Doamne, noi nu avem de luptat unii împotriva altora, ci avem de luptat împotriva vrăjmașului. Ajută-ne ca toți să putem, Doamne, să luptăm împotriva vrăjmașului, iar între noi să fie legătura păcii, Doamne, să fie dragostea Ta adevărată între noi. Îți mulțumim pentru dimineața asta frumoasă și te rog, plecând din locul ăsta,
fă-ne să înțelegem că trebuie, Doamne, să ne dăm viața pentru semenii noștri. Trebuie să ne dăm viața pentru semenii noștri. Ajută-ne să înțelegem asta. Dacă sunt suflete aici, Doamne, care doresc să mergi cu ele în casele lor, în familiile lor și inimile lor, te rog, du-te cu ei, Doamne. Dacă sunt aici persoane care s-au hotărât pentru tine, te rog frumos, scrie-le numele în cartea vieții. Și ajută-ne, Doamne, ca în toate să facem voia Ta. Îți mulțumim pentru dimineața asta frumoasă. Și cu toată biserica, Doamne, vini și spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne aduce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Un minut, vă rog.